și unde așa, dar cazuri sociale unde nu putem să, asta e, dar vom încerca prin campaniile noastre în județ să găsim modalitatea să informăm și să le îndrumăm ca să nu facă, să nu-și trimite copiii la școală. Pentru că o investiție în copii, eu cred că e un lucru bun. Domnule președinte, să revenim la învățământul superior. Dacă puteți să ne spuneți numărul estimativ de locuri alocate pentru romi în facultăți. Așa cum se știe, în fiecare an noi primim de la Ministerul Educației și din partea Inspectoratului Școlar Județean acele locuri pentru elevii noștri de etnie romă. La nivel de țară avem 550 de locuri la facultăți, la studii superioare, să spunem. Anul trecut am avut 460 de locuri, iar ca anul să avem mai mult, pentru că deja evoluăm, avem cereri și vreau să fac o precizare, să înțeleagă telespectatorii noștri și romii noștri în special, care sunt dornici de a se înscrie pe locurile speciale pentru romi. La Babeș-Bolyai avem ca de fiecare dată sau în fiecare an 60 de locuri pe diferite ramuri, la drept, la asistent social, la jurnalistică, la mediu și așa mai departe, dar vreau să fac precizare, așa cum am făcut în fiecare an, cei care sunt doritori de a rămâne la Bistrița, unde au la Bistrița este de la Babeș-Bolyai Secție. o secție, să spunem, care sigur aparține de la Cluj și în fiecare an, la început, cei care sunt dornici de a rămâne la Bistrița, și anul trecut am avut cerere, trebuie să facem demersuri la Cluj și ca să obținem un loc, două, trei, depinde de care sunt doritori să rămână la Bistrița. Așa că cei doritori pentru a rămâne la Bistrița, la Babeș-Bolyai, sigur, secția care aparține de Cluj, să vină spre Partida Romilor, așa cum spuneam, unde își primește și acea recomandare, care recomandare, vreau să fac precizarea, să dă o declarație pe propria răspundere că este de etnie romă. Pe urmă, primește recomandarea să știe fără niciun ban, asta nu costă nimic, recomandările, și sigur dosarul cu tot ce trebuie, își depune dosarul la ramura pe ce domeniu vrea, la drept, la așa mai departe. Vreau să fac precizarea că la nivel de țară deja am mai primit chiar și locurile acelea la poliție. Avem în jur de 35 de locuri la nivel de țară, care vreau să fac precizarea că la București, la Academia de Poliție, avem 10 locuri, la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina avem 20 de locuri, la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșanu Cluj-Napoca avem 5 locuri. Sigur, acei doritori care vreau să depună dosarul pentru aceste locuri la ofițer, la subofițer, trebuie, tot așa, trebuie o recomandare din partea noastră, cum că știm că provine din Ecneanu. Sigur, tot așa, pe baza acestei declarații, trebuie să primească această recomandare. Deja vreau să fac precizarea la nivel de județ, deja avem deja 10 recomandări date pentru aceste 35 de locuri la poliție, la jandarmerie și așteptăm cei dornici să vină spre Partida Romilor. Programul nostru este în fiecare zi de la 9 la 15, aici pe Decebal, unde avem sediul central județean al Partidei Române și vor primi acea recomandare, așa cum spuneam, pe baza unei declarații pe propria răspundere că provin din etnia noastră. Vreau să transmit telespectatorilor noștri să țină aproape de emisiunea noastră Astru de Trefă, pentru că noi vom veni cu evenimente tot timpul, cu noutăți, pentru că vom fi în pas cu evenimentele. Acum vom scoate în evidență două, trei emisiuni din județ unde vom ajunge să vadă telespectatorii noștri cu romii noștri din comunități, cu profesorii, cu elevii și, sigur, să arătăm că ne pasă de etnia noastră a romilor, să-i lămurim, să-i îndrumăm, să-și trimite copiii la școală. Mai ales că acum, după ce am înțeles, acum vor apărea niște legi foarte
aspre pe domeniul de învățământ, dacă nu-ți trimiți copilul la școală sau așa, vor fi amendați, li se va tăia alocația și așa mai departe. Sunt o grămadă de legi care deja vor veni să-i strângă un pic, să-i constrângă pe părinți ca să poată să-și trimite copiii la școală. Așa că eu cred că menirea noastră a Partidei Române la ora actuală este să-i informăm, să le spunem ce au de făcut, pentru că trebuie să ne formăm la stare noi, tineri, cu studii, pentru că, vedeți, orice exemplu, cum spunea cineva, domnule, investește în copii, în educație, pentru că nu intri în faliment. Că în restul, acum, mai ales în perioada asta de criză, toată lumea merge spre mai greu. Așa că în educație și în învățământ, stimați rom, stimați telespectatori, stimați cei care vreți să investiți în copii, să-i trimiteți la școală, investiți în ei, pentru că nu o să intrați în faliment, pentru că, așa cum se spune zicala aia, ai carte, ai parte, n-ai, e mai greu. Astăzi, 28 aprilie, la Școala Generală numărul 2 are loc concursul Diversitatea, o șansă pentru fiecare, etapa județeană. Mai multe detalii veți putea urmări dacă rămâneți alături de noi. Am înțeles că sunt participante două școli, Școala Generală numărul 2 și Școala Generală din Lechința. Ambele școli au în componență un număr mai mare de copii de etnie romă. Doamnelor și domnilor, iată, stăm de vorbă cu doamna Varga Garofița, care este profesor de limba România în cadrul Școlii Generale numărul 2. Stimată domnișoară, ce vrea să facă acest concurs? Care este scopul acestui concurs, practic? Concursul se numește Diversitate, este un concurs intercultural și noi arătăm comunicarea dintre români, maghiari, romi, un concurs între culturi, comunicarea dintre culturi. Câte școli sunt participante la acest concurs? La acest concurs participă două școli, Școala Generală Bistrița, numărul 2, și Școala de la Lechința. Deocamdată, de ce n-ați cuprins și celelalte școli? Cum se face că au fost cuprinse doar aceste două școli? Participă doar copiii de etnie romă sau participă și din celelalte etnii? La acest concurs participă copii din mai multe etnii. Noi avem Școala Generală numărul 2, români, maghiari și romi. La fel și Școala de la Lechință. Deci ați mers pe toate etniile. Vă mulțumesc din suflet. Stăm de vorbă și cu domnul inspector pentru minorități și rom, domnul Balaș Deneș, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Domnul inspector, iată, ne-ați chemat de mai multe ori la diferite festivități. Iată, de această dată ne-ați invitat la acest concurs. Care este scopul acestui concurs? Scopul nostru de a arăta că, într-adevăr, la noi în județ, oamenii de diferite etnii pot să trăiască împreună, pot să conviețuiască frumos, să nu aibă probleme, divergențe între ei. Asta se va demonstra azi la acest concurs, unde din fiecare echipaj este obligatoriu să facă cel puțin două etnii, plus, ca să fie și fete și băieți, vom demonstra într-adevăr că putem trăi atât românii, cât ungurii, cât romii în aceeași județ, în aceeași localitate și fără să avem probleme.